Pace Domnului Iisus Hristos. Pacea Domnului Iisus Hristos. Jamasiki. 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 God is good all the time. I know one thing in India. Sotram, Sotram, Sotram. Sotram Kartavai. Amen, amen, amen. And that word in south side, the South Indian people, they are using that word Sotram. Means praise God. Amen, amen. Okay. I'm from Punjab, India. Punjabi. For the Lord. For the Lord. Okay, and I'm very happy to hear today. Și se bucură să fie astăzi aici. Also happy. Welcome, welcome. But all the time we have a lot of schedule. We people, they continually call me. If I didn't pick the call, then other one, they are using my wife's number and they call me too. Deci mereu vin programări, oamenii sună și dacă nu ridică telefonul, sună pe numărul soției și aduce telefonul soției. Praise God. So I see some new people say, yeah. New people's here. I'm very happy. I'm very glad for the God. Și se bucur să vadă câteva persoane noi cu noi. Se bucur să vii să fie Domnul și noi ne bucurăm. We also happy. After a long time, I see the sister Rebecca. Și după un timp mai lung, sora Rebecca, Domnul să-mi binecuvânteze. Yeah, long time no see. Veronica. Veronica, da. Sister Anita. Anita, yeah. And I saw a few people, they saw after a long time, I glorify the name of the Lord. Și pe cei pe care îi vede după ceva mai mult timp, glorifică numele Domnului și restul care sunteți cu noi, după Domnului. As the children of God, we have the question in our brain always to work. I'm hearing a good word of God, but how? Și ca și copii how I can change myself? I'm a very good person. Ca și copii al lui Dumnezeu, parcă vine mintea noastră că vrem să auzim un cuvânt bun de la Domnul și că am vrea să ne schimbăm acum. I'm a very intelligent, I'm hearing all with the word of God, I'm reading scriptures and prayer and praise to worship God. Și sunt un om bun, ascult de Dumnezeu, citesc Biblia, mereu rog, ascult cântări de laudă. We have a question. How? When? Who? Dar mereu avem întrebări. Cum? Când? Ce? Cine? And the many family, they have a lot of struggles. Many churches, there are a lot of struggles. And many ministers also, they are in ministry, they have struggles too. Și multe persoane, multe familii au multe încercări, provocări și tot la fel și oamenii lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. We all are give our 100% to others. Și dăruim 100% pentru alții. But we have some own questions. Dar avem și noi întrebările noastre personale. When we are praying together, and I know that when we are praying together a few minutes ago, I saw people, all you are in prayer. But the many people, they have a question, their own brain. Și chiar și în timpul când ne rugăm toți împreună și cum ne-am rugat mai devreme, eu văzut și au văzut că toți ne rugăm și știe că chiar dacă ne rugăm, totuși avem fiecare întrebările noastre la nivelul minții. I'm doing always good. Fac totdeauna ce este bine. I have a good heart. Am o inimă bună. With why? God, why people does not understand to my feeling, my thoughts, my words? What's wrong with them? Ce se petrece? Și mereu întrebare, de ce? Ce se petrece cu oamenii? Nu mă înțeleg, nu mă înțeleg simțămintele, gândurile mele, ce spun? And we are searching this answer for a lot of places. Și căutăm în multe locuri răspunsuri. And I believe it when I read for these scriptures, you got it, your answer. I think I don't need to preach along. Și dacă când ne va da versetul din Biblie, știi că deja vom avea răspunsul și nu va mai trebui nici să predicem. Because I know that we all know very well the Bible very deeply. Și știu că toți cunoașteți Biblia bine. Matthew chapter 13. Matei 13. Verse 24 to 30. 34 to 30.
24 to 30. Okay, so Matthew 13. Okay, no, pick. You'll spare with me. I'm tired now. It's late here, but I try to focus. Okay, so Matei 13:24-30, no? Okay, 24 to 30. Okay. Pilda Medine. Okay. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormea oamenii, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde ardare neghină? El le-a răspuns: Un vrășmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au zis: Vrei dar ca să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune seceritorilor: Smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. In other parable, he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tare among the wheat and went his way. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? He said to them, An enemy has done this. The servants said to him, Do you want us then to go and gather it up? But he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And at the time of harvest, I will say to the reapers, First gather together all tares and bind them in the bundle to burn them, but gather the wheat into my barn. Amen. 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 Praise the Lord. Now this is very simple, but very effective for us. Și este foarte simplu, dar cu efect asupra noastră. This word, this parable is a help to us to understand too easily. Și această parabolă ne ajută să înțelegem foarte bine. And now we see, this is very helpful for us and we are very easy to understand this parable. Și vedem că este ușor și ne ajută ca să înțelegem această parabolă. And I think I don't need to be explained long. Și nu am nevoie de explicație lung timp. But I have a desire to share a little bit something. Dacă vă rog să închideți microfoanele ca să nu se audă, să dăm respect pentru că este cuvântul lui Dumnezeu în primul rând. Okay. Okay, so repeat, please. And this is my side. My cousin, he came here. Oh, okay, this time, I'm sorry. So este pe partea lui, o sosit verișorul lui și vorbește. Okay, I'm sorry. Okay, repeat, please. I don't need to be big explanation here. Da, și nu avem nevoie de mare explicație. But I just give a little attention for few scripture, few verses, few lines. Câteva rânduri aici, un pic ne concentrăm atenția. In the verse 24. În versetul 24. Now you can read okay, 24. Okay, okay. Some just meant in English. Another parable he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. So, 24, mai citesc, împărăția cerului s-a seamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Now he's talking about a good seed and his field.
și vorbește de sămânță bună și țarina lui. We are, when God gives us an opportunity to preach to Jesus Christ to other places, we get ready to be good seed. We are sowing all the time the good seed. We are receiving a good seed for in our field. Și noi, când Domnul ne trimite să ducem Evanghelia, noi avem sămânța bună. Și când mergem într-un ogor orecale, noi semănăm sămânța bună care am primit-o de la Domnul. And the verse 24, when we read it, his field, and 25 say, but while has man were sleeping, that means we are lazy in our prayer time, we are lazy in fasting, we are lazy in implement the word of God in our life, then we give a chance to enemy to come and sowing a wrong seed in our heart. Deci vedem că pe când a venit să semene sămânța, pe când dormeau. Deci ceea ce înseamnă că și noi adeseori lenevim, trândăvim și pe vremea când dormim, trândăvim, lenevim, ne rugăm mai puțin, nu suntem atenți și vrășmașul vine și seamănă sămânța rea. And when that time when we are asleep, mean then we are lazy in our spiritual life. We are not. We need to stop some wrong thought that they fly and try to enter in our brain. We need to stop all those things because this is the wrong seed. Yeah, și atunci când noi dormim, atunci deci noi suntem fără rod, dar noi trebuie să fim atenți totdeauna să respingem toate gândurile care sunt rele. Aceasta este o sămânță greșită. And he used not a good seed, but a wrong seed in good place. Și folosește, it's hard for me to concentrate. Is she translating to your cousin? Is she translating to your cousin? Okay. Can I change the place? Okay, change please. Yeah, it's not easy. Yeah. Okay, să vă aplicați de acolo. Deci el nu cunoaște. Verișorul nu știe limba engleză și soția încearcă să explice, dar vocea este puțin mai tare ca să mă acopere probabil pe mine, să poată să audă, să mă acopere pe mine. Și atunci o să schimbe poziția. Avem răbdare un pic, dacă nu, în seara asta ne-a rugat și pentru îndelungă răbdare. Aleluia! Slavă Domnului! Cuvântul Domnului e minunat. Și exact așa se întâmplă, de aceea venea robul Domnului și zicea, voi nu sunteți fii ai nopții, ci ai zilei. Și Domnul să ne ajute să fim treji și ziua și noaptea. Aici se referă cu privire la credință. Ok, go ahead. Okay. I need to change the place and ok. Okay, now you read in verse 25, please. Okay, și voi reci. Voi recite versetul 25. But while man slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină între grâu. Unmute your mic, please. I'll still mute. Because you are mute and you're reading. Ah, okay, I'll say. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Okay. Îmi pare rău că l-am deschis și nu s-a deschis. I'm sorry, I opened it, but then did not open. So. Okay, so I'll read again in English. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Now this is his work. Aceasta este lucrarea lui. When you are wake up, he not come in your life. When you have go and sleep, then he have a chance to very, very slowly he enter in your life, in your heart, in your family, in your ministry, whatever you love on someone, and then he came. Și aceasta este lucrarea lui, vrășmașul să vină să semene sămânța. Cât suntem treși, nu vine. Dacă ne adormim, ațipim, vine și acolo să bage, să pună sămânța greșită în familiile noastre, în viața celor care iubim. Totdeauna aceasta este lucrarea lui. That means the two kind of farmer in the world. Ceea ce înseamnă că sunt două stiluri de fermier pe pământ. That means two different kind of seed in the world.
Și ceea ce înseamnă că sunt două diferite feluri de sămânță, anume. But just one good land on earth. Dar doar un singur pământ este bun pe pământ. Good field, just one. That means a wrong person, he came to sowing the wrong things. The good one came and he's sowing a good thing. Deci un singur pământ este bun, vine unul rău și seamănă o sămânță rea. Dar tot acolo în acest pământ bun, este semănată și sămânța bună. Good thing, good land, and good field always ready to receive it. Doesn't matter wrong or right. But we need to alert for ourselves. Can I allow the good one or bad one? Deci un pământ bun este gata să primească indiferent ce sămânță, fie bună, fie rea. Noi suntem acei care suntem pământul bun și trebuie să fim atenți, vigilenți, să nu dăm voie sămânțe rele să fie semănate în pământul inimii noastre, ci doar cele bune. We all are have a good place in our heart. Toți avem un loc bun în inima noastră. And the Satan is waiting for us. Și Satan așteaptă după noi. Oh, this man, this girl, this woman, this family is very good, but they have some little issues they have. Oh, bărbatul ăsta, femeia aceasta, familia aceasta sunt buni, dar acolo este un pic de o problemă. And we are not rushed to cast out for all those bad things in our life immediately. Și noi nu alergăm sau nu luăm decizii rapide ca să smulgem buriana tot ce este rău în viața noastră. And the worker they talk with this the master. Master, we can go do these things and say no because you don't have a knowledge. You did not have the knowledge about the good or bad one. Și vedem aici mai departe că vorbea cu zis de ce să meargă să mergem să smulgem. Și nu smulgeți pentru că nu este cunoștință, nu avea cunoștință care este bună și care este rea. And verse 26 and 27, they are talk to each other. Și vedem they go to grow up. Ia, vedem în 26 și 27, zice să lase, să crească împreună. They ask a question to his master. Master, you are sowing a good seed. Deci vedem, îl întreabă stăpâne, ai semănat o sămânță bună, nu? And the master is very, very nicely answered to verse 28. Ia, și în 28 vedem răspunsul. Yeah, he said to them, an enemy has done this. Okay, so un vrășmaș a făcut lucrul. We need to understand this is work not for your uncle, your auntie, your husband, your wife, your children, your mom, your dad. This is work for enemy. Și vedem foarte clar, un lucru trebuie să înțelegem. Lucrarea aceasta nu face nici mama, nici tata, nici bătușa, nici bunica, nici copilul, nici mama, nici tata, nici soția. Această lucrare face vrăjmașul, Satan. Because enemy he don't like that you preach good things in the world. Căci vrăjmașul nu-i place ca tu să predici lucruri bune. And we're not happy when you sow the good seed for others' hearts. Și vrăjmașul nu se bucură când tu semeni sămânță bună în alte inimi. He come. El vine. Nobody to know this is the enemy or who. But he comes in the night. Da, și deci nimeni poate nu știe când el vine noaptea. And I give an example I try. Și voi căuta să dau un exemplu. This is the Bible. Aceasta este Biblia. But then other people, they have the same Bible, but they're using the Bible to different style. Și alți oameni au Biblie și ei, dar folosesc Biblia într-un diferit stil. They say only Jesus. Ei spun, oh, numai Isus. They say Jehovah Witness. Oh, martirul Jehovah. And many more denominations in the world. Multe alte denominații în lume. Same seed, they are using a different style. Deci aceeași sămânță. With a different doctrine. Diferit, în diferit stil sau diferite doctrine. And the many people they are preaching about the word of God, but they're talking about you go and use some candle in front of Mary in front of Jesus Christ like that. Așa, alții vorbesc din același cuvânt al lui Dumnezeu și zice, oh, trebuie să pui niște lumânări acolo în față la Sfânta Maria sau la știu eu ce. That means people they did not understand they think about this the same seed and same direction they grow up, but one is good
and one is a bat. Și vedem care este diferența, de ce oamenii nu cunosc care sămânță este bună și care este rea. De ce eu zic să nu smulgă neghina. And some people, they have the workers, they meet with the master in verse 29. They give a suggestion to him. Ia și vedem în 29 că au venit lucrătorii și le-au dat sugestia. But he said, now, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Și zice, nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgă neghina, să smulge și grâul împreună cu ea. And the worker, they give a suggestion to the master. My master, he's the master. He knows the knowledge. He know how to check the both seed. And he say, okay, you can grow up both of them. Don't worry. Da, și vedem, deci pentru că a venit un lucrător care a venit la stăpân. Lucrătorul nu știa multe, dar stăpânul cunoștea. Și le-a zis, lasă-le acolo să crească împreună. And some people, they are very aggressive or they have a rush to immediately to change for all those things. But this is not possible. Și sunt mulți oameni mai agresivi sau mai rapizi și vor să schimbe toate lucrurile, dar nu este posibil. We need to take little time because they grow both. Trebuie să avem un pic de timp, să le dăm timp, pentru că stricele cresc împreună. And always when you have a chance or you go for the villages area, you can see the wheat have a good one day, but they don't have a strong roots. But then others, they're not a good one. They have a stronger roots, they cover to the good seed. Și când mergem, de exemplu, pe la sate, pe undeva, vedem că, deci, buruienile caută, au rădăcinile adânci și vor să acopere roada care este bună sau sămânța care este bună. For example, this is the good one and he grow up, but he's not a strong roots. But this is the bad, but this is the very strong because the strong one is a control to roots for the good one. Ia, și deci aici este o sămânță bună, hai să zicem grâu, și pentru că neghina e lângă el, ea deci de la rădăcina grâului ia seva care este bună și deci crește și o acoperă. And when you have some gardening in your home, and Sister Walter, sometime I saw for pictures, they have some trees, some good flowers and some other things. And then she's using the iron things there to work in her garden. And when she puts something and some another an extra thing there's also to up. Ia, și în grădină, că am văzut că avem și noi grădină și dacă avem plante și vrem să smulgem buruiană, dacă nu suntem atenți, smulgem și le-am pățit eu cu mărarul, l-am pus înapoi, deci știu dacă s-o mai prins. And when you are try again to put down for the land and again you give a waters and all those things, he's not grow up, he's a burn, finish. Yeah, și dacă cum am dat, it just happened to me, I had some baby deal that much and the wheat came and I pulled it out and the deal came. I put it back, but now it went. Yeah, so deci chiar dacă încep să pun înapoi în pământ și pun apă, deci nu se mai prinde, rar, depinde cât e de mare, nu se mai prinde. And this is the reason. Și acesta este motivul. Master not allow to them you can do this thing. Deci stăpânul nu le dă voie să facă lucrul ăsta. And he that mean he show his patience. Ce prin aceasta s-a arătat răbdare. And how much we have a patience for others. Dar câtă răbdare avem noi pentru alți oameni. We need to do something for others. Noi trebuie să facem ceva pentru alții. And the verse 30. Și versetul 30. Let both grow together until the harvest. And at the time of harvest, I will say to the reapers, first gather together the tares and bind them up in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. So, lăsați să crească amândouă împreună până la secerici. Și la vremea secerișului voi spune secerătorului, smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o arde, iar grâul strângeți-l în grănarul meu. And the times come. And one for burn and one for the eternal life. Când unul va merge la foc pentru aș, unul în viața veșnică. And we need to help the people when we share the gospel to someone. We need to always wake up and we take care for the soul.
and we wake for ourselves, and we always to shift the person, hey, don't sleep. Hallelujah. Mean, pray more, reading Bible, implement the word of God, and wake up all the time in spiritually, then you are grow up. If you are slept, that means the enemy come and he's also to work all the time. And he come and he's put the wrong seed in your life, then your life is gone. Și datoria noastră este să fim treci noi înșine și apoi să fim, să-i ajutăm și pe alții, să-i scuturăm. Hei, trezește-te, trezește-te, că dacă nu, uite ce se petrece. Și prin a-i vorbi, căutăm să-i trezim spiritual. Căci dacă nu, adorm și vine vrășmașul și face ce vedem că face. One time we are sharing the gospel to people, we are praying for people, but we are not care for people. Căci de multe ori poate ducem Evanghelia, ne rugăm pentru ei, dar nu ne îngrijim de ei. You are starting good. Am început bine. You have a good start. Am început bun. But you are not honest with God, I'm saying. You are not cared for the sea. You are not cared for the good land. Yeah, deci nu suntem onești cu Dumnezeu, deci cumva au folosit expresia asta, că deci nu avem grijă de sămânță să crească până la capăt și de pământul bun. And I praised the Almighty when he gave me the chance in Kenya. I went in the gas station. I shared a young man a gospel. But I know that this is not possible to me to go for every Sunday to Kenya and preach to him. And the local pastor, I said, Pastor, this is the boy, he need to repent. You can help him. And he repent. And after that, he accepted Jesus Christ as the personal savior. And the gas station people, they look to me. This is my work. I start a good one, not finish. But I will give to him, to his hand. Da, și când a fost în Kenya, slăvit să fie Domnul, cu mare obicei să vestească cuvântul Domnului la oricine, în timp ce băga acolo benzină, i-a vestit cuvântul Domnului la un musulman acolo. Și un tânăr și-a primit cuvântul Domnului, a primit pe Domnul Iisus Hristos, s-a rugat pentru el și zice, pentru mine nu este ușor de mă duc din India să-l cresc spiritual pe el în Kenya. Este imposibil. E așa, atunci l-a dat în primire la un păstor local și a zis, acesta este băiatul care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, de acum trebuie să te îngrijești de el ca el să crească drept. When God gave me the chance in the train, bus, taxi, flight, I share the gospel not quite, and after that we are take immediately we exchange the number and we give his number to the local pastors. Ia și totdeauna când merge, oriunde merge, fie cu avionul, cu trenul, cu oriunde merge, găsește oameni, vorbește despre Domnul Iisus Hristos, schimbă numele și atunci numerele de telefon, vorbește și vede unde e localitatea și le predă la păstorii locali, la bisericii locale să se ocupe de ei. Now God put in my heart a vision to work for the youth. The many youth, they have a drugs, alcoholic, they have. And I know that you have the question, Pastor, many ministries, they are doing this thing, but God give me the different target. Și acum Domnul a pus pe inimă lucrare să o facă pentru tine, care sunt mulți, care sunt pe droguri, pe băutură, pe toate felul de lucruri. Și poate ziceți, mulți lucrători fac lucrul acesta, dar ceea ce Domnul a pus pe inimă este puțin diferit. The many pastors, they have a children, but they have not a good direction. Mulți pastori au copii, dar copiii nu merg în direcție bună. One thing I confirm in India, no any program like that which God put in my heart to work. Și acolo unde este el, deci vă comunica cu pastorii locali de acolo și au zis că nu există nici unii care să se fie gândit în direcția aceasta. We have a youth program, but we have not program for pastors' children. Ci au programe peste tot, există programe pentru tineri, dar nu în mod special pentru copiii pastorilor, lucrătorilor. And when God gave me this reason to work the pastors' children and people get ready to allow to me to Pastor Raj, you come in different places in Punjab and the different places in India, they start to work. Și acum, deci, o comunitate de pastori lucrători de acolo o luat de bun exemplu ăsta, că au văzut că toți, deci prea mult timp petrec cu alți oameni și copiii rămân în urmă și atunci lucrarea aceasta a se ocupa în mod special de copiii lucrătorilor și mulți alți pastori, deci l-au invitat ca și vor ca să facă și ei în bisericile lor. God give me the name of the program, CPR. CPR și numele programului e CPR.
Respirație artificială. Care, repair. Okay, share, care, repair. Ah. No, see. No, the first C. Care, repair. Yeah, care, prepare, repair. De a te îngriji de ei, ai pregăti și ai repara. Now I got it, the new thing, CPR, means they are mouth-to-mouth. Deci CPR, ce înseamnă limba engleză, înseamnă că ne face resuscitație. Deci gură la gură, respirație. And I request all of you, when you have in prayer time, you can remember in this vision, God help me. And I'm ready to, after 15, this 15, we start to program the different places. Yeah, și când ne aducem aminte, când ne aduceți aminte, vă rugați pentru lucrarea aceasta. Deci acum, după 15, vor începe lucrarea aceasta de a se ocupa de copiii pastorilor în mai multe locuri. Read your Bible, meditate the word of God, implement the word of God and remember us in your personal prayer and every single soul is important for us and my cousin is waiting for me too. Okay, so atât a fost scurt data asta că trebuie să plece și știi că nu avem cuvânt lung când suntem la părtășie. Citim scripturile, medităm asupra lor, le trăim, le împlinim, continuăm să ne rugăm și pentru pastorul oraș, familia lui, lucrare care fac acolo local și verișorul lui îl așteaptă că trebuie să plece. I was listening to you very careful. Now today is the third time, when God didn't allow me to go to talk something else except coming back or going back to Matthew chapter 28. Verse 19 and 20. Preach the gospel to get baptized in the name of Father and Son and Holy Spirit and teach them. God bless you. I'm praying, asking God to give you the power to do the CPR, okay. To do a good care. And everybody. Amen. Okay, now you translate to Romanian. Okay, God bless you, Pastor Raj, and see you your you. Saturday evening. Say hello to everybody. God be with you. Okay. I'm spus că ultimele două dăți, două episoade care am vorbit, nu m-au lăsat Duhul lui Dumnezeu și acum am vrut să vorbesc altceva, dar și astăzi, prin Harul Domnului, voi vorbi din nou cu referire tot la Matei 28, 19 și 20. Deci duceți-vă, făceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și versetul 20, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșit. Amin, o zis Domnul Iisus. A treia predică care trebuie să o țin tot cu referire la asta, am căutat altceva, nu m-a lăsat Duhul Dumnezeu. Așa am pățit trei rânduri, trei episoade, asta e al treilea episod cu ajutorul Domnului. Eu are o mare importanță, frații mei. Eu stau și l-am ascultat, dar așa conectează Duhul lui Dumnezeu și așa lucrează ca să ne trezească odată. Nu ajunge să-i predi la un om Evanghelia, să-i vorbești de mântuire, să-l vezi că vine la adunare, să botează și să-l lași în pace. Nu merge așa. Și cu copiii noștri tot la fel trebuie să facem, dar și cu cei cărora le vestim Evanghelia. Când ni se stă în putință, dacă nu, cum am trimis noi, și noi nu încurajăm pe nimeni pe internet să stea acasă când e adunare și au posibilitate să meargă la adunare. Nu încurajăm lucrul ăsta, ci în contră, îi trimitem la adunare. Dar asta e datoria oricărui credincios și a oricărui păstor să îngrijească de turmă, cum a făcut Domnul Iisus. S-o rătăcit una, le-o lăsat pe cele 99 pe izlaz și s-o dus după una singură. 99 stau pe câmpie, mâncau, pășteau, dar una era pierdută. Amin. Prinsă, căzută într-o groapă, prinsă într-un, eu știu, în ceva tufe încălcită, cu cornele, cu luna, nu au putut să scape. Îi nevoie de rugăciune, de post, de îndemn, de învățătură și de mustrare din când în când. Da. Domnul să ne binecuvintează pe toți. Amin.